What's up, boy, și bine v-am găsit pe canalul AGA Family. Noi suntem împreună acasă cu motănașul nostru care e nu știu ce cu dânsul, nu știu ce lume. Și cum v-am promis, am postat un video și v-am arătat casa, cum am luat-o noi unde suntem, cum a străim și acum vrem să vă arătăm cu Doina cum am amenajat noi în casă și cum am făcut. Așa că nu știu dacă ați vă plac, dar noi ne-a stăruit să amenajăm într-așa mod ca noi să ne simțim ghine. Noi să mergem prin casa cu să vă arătăm și ce am făcut. Așa, aici după câte ați văzut era televizorul. Așa și-a rămas. Aici am pus niște lumânări, calculatorul. Un calculator mai vechi, unde noi ne uităm la YouTube. Mai departe. Da. Mai departe brad. Mai departe bradul ăsta, nu știu dacă seamănă brad, dar e ca un con așa frumos. L-am pus aici în colț și niște luminiți tot deasupra încă merg. Dacă nu-i noaptea, zi mai ghine, dar brad văd că se vede și așa ghine. După asta am mutat scăunielul fermecat al lui Doina, l-am mutat aici în living room, cum s-ar spune. Aici am pus un covor jos, masa asta așa era, patul ăsta l-am acoperit, am pus două pernuți frumos. Mai departe, am mai pus un dulap aici. Doina, dulapul ăsta pentru ce? Încălțăminte. Încălțăminte. Dulapul ăsta e pentru încălțăminte, el se deschide, mă ating. Ah, da. Așa, pe cât vedeți. Așa, Doina a prins lumânările în casă, par așa mai romantic. Aia este, Doina, le-am cumpărat sau de unde le-ai luat? Nu contează. Nu contează? Nu. Mai departe, la bucătărie vine tu și să lămurești. Poți să mergi cum îți am plăcut. Așa. Aici un lucru foarte important. Am pus mașinca de cafea și am regulat-o și faci o cafea foarte, foarte bună, dacă sincer am ea. Ia că așa arată mașinca noastră de cafea, făcut cadou de părinții lui Doina. Azi am fost la cumpărături și am făcut, vedeți, că am pus banane, am pus niște prăjituri pe masă, așa cum se palaghează, așa cum scade. Mai departe, Doina aici s-a amenajat și, dacă sincer, eu am mai spus primele dăți în bucătărie, pentru că Doina nu îmi dă voie să stau aici, pentru că e păstrează curățenia și eu unii mă văr, permanent fac bardac. Ține. Da, eu să filmez. Așa. Uitați, am pus aici de cofie și de ceai, aici două cutii foarte frumoase. Cafea. Cafea și ceai, asta pentru pâine. Ceainicul nostru e foarte, foarte frumos noaptea. Când vrei să faci un ceai, faci op și el arde așa. Vedeți? Mai departe am pus niște cutii pentru depus lucruri de depozitare deasupra și cam atât cu living room-ul și bucătăria. Mai departe, Doina, haidem almuia în... Și am cumpărat o chestie pentru mânță, dar ea nu se joacă, din păcate. A să o învățăm. Așa? Baby, hai să arătăm, hai să arătăm casa. Haide. Așa, mai departe. Aici, iarăși, baia. În baia doar am așa. S-am pus un covoraj jos. Foarte, foarte important. Sper că am pus și lumânare acolo. Bun, ei. Hai, aprinde lumină. Sfin. Băieți, uitați în baie și e important după știi băiești, de ori am pus cântare și ești deodată. Cântariu... Și încă ceva foarte serios, ea, ca să vedeți. Noi cu Doina avem ștergarea aparte, șevete aparte. El are pe ei mai închis, eu pe mine mai închis. De baie și de mână, așa. Noi suntem soț și soție, dar cu tot aparte, cum s-a spus. Păi vorba de igienă, dar n-are nimic soț și soție. Așa, acum vrem să vă arătăm camera noastră și camera la mâță. La mânt? Așa, mergem mai departe. Asta e WC-ul la mânt? Și asta e camera noastră, băieți. Și fete mari. E că așa am amenajat-o Doina. Poza noastră de profil? La YouTube. Pozele astea foarte frumoase le-am pus noi, vedeți, am cumpărat rama asta. Și spui noi, dacă eu tot am făcut. Tu ai făcut, dar eu cu părerea, da? Aici. Asta, poza asta tot e foarte frumoasă. Nu știu dacă se vede, din se Italia vede. Când am fost. În rest, așa, doi ne-au pus tot de șcafuri, curățenii, ideală. Poți să arăți și acolo? Pentru că Doina tare îi place tot și la locul lui. Tot fii la locul lui. Cice, dar știi pis așa pe pat.
Este tot patul tău, da? Uitați-vă că la mâța asta și părerea aveți despre dânsa. Puteți să scrieți în comentarii. Cum credeți, ăsta e necistei duh sau nu? Dar necistei duh ce înseamnă? Duh nesfânt. Necurat. Uite cu ce am început. Apropo, îl cheamă Feghea, virus, buceară. Nu mai Feghea. Și eu nu cred că mai există pe pământul ăsta mâț mai alentat ca asta, eu serios vă spun. Este cel mai alentat... Există încă una acasă la mine. Cel mai alentat animal din planeta asta. Mm-hmm. Și dai așa din coadă. Dă-le, stai bine? Da. E niculc și e niscoal dimineața, ăsta e ca un copchilaj, ca să te ușiri, un cucă, înțelegi? De fiecare dată, în fiecare dimineață, la ora 8, e scoală și meaună, că vrea mâncare. Și ne crede că scoală și îi dă mâncare. Nu. Mai departe, și aici e camera la mâncare, băieți, până când. Până când. Ia că ard amândouă. Camera asta noi am mai amenajat-o pentru oaspeți sau pentru cine ați mai bine la noi și pentru mâța noastră care ies călbasiește aici ziua și seara. În rest, tot am pus la locul lui, cum des tot e simplu, frumos. Asta e dulapul lui Aga și ăla între miu. Dar dulap la mine mai bine să nu-ți schid. Nu prea sunt haine. Sunt aici, sunt. Șameli. Ca să înțelegi, dulapul meu plin cu haine de al doilea. Normal. Și ia ca așa, băieți, cam mai ăsta e... E apartamentul unde noi stăm, până ce... Să strânge lumina aici, să vedeți cum arată. Haideți lumina, serios. Dar cum stai? Așa. Ia că cam așa seara noi suntem cu Doina și ne uităm pe Instagram. Apropo, în jos la video ăsta, eu aș spune Instagramul meu și al Doina și cine vrea să ne dea un follow, sunteți bineveniți, dați un follow pe Instagramul nostru pentru că noi acolo postăm mai des. Și cu mâța și facem pe casă, dar pe YouTube așa e mai greu să postez. Și ne înțelege. Și după cum v-am spus în video, ați vă spun cât costă casa noastră pe lună. Ce ați văzut aici, ce ați văzut aici tot? Vedeți că mâța am s-a apucat de format perdele. Apartamentul ăsta cu două camere, tot inclus. Și? Du-te acolo. De ce? Eu parcă am prins să filmez. Filmez. Apartamentul ăsta cu două camere tot inclus, băieți, costă 500 de euro pe lună. Nici mai mult, nici mai puțin. Plus internet. Plus internet, îmi ies 555 de euro. Total, tot ce avem noi aici. Așa că, vedeți și voi, eu cred că faci banii ăștia, așa că mai departe îi poate să pui doina. Faci sau nu? Faci. Uite. Și că uitați-vă, când ne ducem în apartamentul ăsta, trebuia să dăm vreo 2000 de euro la stăpân cea la mătin. Pentru că mâțul ăsta nu are stăpân, ți-am zis. Uite-o. Și ia ca așa, noi acum stăm singuri în casă, am și vă arăt afară, seara cum e aici. Oba. Așa e liniște acum, nu sunt oameni. Și seara numai se simte așa miros de la ocean. Sticla asta se vede aproape tot în casă, dar avem o deasă care se dă în jos și nu se vede nimic. Așa că în curând plănuim cu Doina să filmăm mai des. În curând o să plecăm în Franța, o să filmăm și acolo și sperăm ca să ne învățăm să facem un content mai bun și mai de calitate. Așa că vă nu uitați să dați un like, follow în Instagram și noi v-am pupat până data viitoare. Așa că, Motenică, dă un pup și Doina, dă un salut. Un pa. De ce? Că închizi vlogul. Nene.